Aveam 7 ani și m-am dus la un casting la TVR. Vecina de palier lucra la TVR și la un moment dat mama, nu știu ce gătea, ce făcea și a zis ia-o și pe Adina să viziteze TVR-ul împreună cu fiica dumneai. Și așa am ajuns în televiziunea română unde se înregistra în studioul 2, parcă un studio imens, unde era mititică, se trăgea Cântarea României. Și copiii recitau poezii, wow, iar eu știam o tonă de poezii. Exact. Și așa am ajuns la Cântarea României. Trebuie să mărturisesc faptul că la Revoluție aveam 9 ani. Da. Eram deja pe val la Cântarea României. Eram, da, pe aici. Cred și eu, erai printre ăia cu experiență de... Exact, da. Eram o mică comunistă, îți spun. Îmi plăcea să porc jurnul. Dacă tu ți-am trecut pe acolo, ce să facem? Eram comandant de detașament. Aveam firul acela galben și eram și locuitor pe unitate, deși eram la o vârstă destul de mică. Mamă, nu mai încăpeam în piele. Mamă, era colonelul șef. M-a distrus Revoluția, crede-mă. Publicul este diferit. Un public ai la televizor, un public ai în social media online și un altceva este la radio. Depinde foarte mult. În cazul meu, lucrurile nu sunt atât de complicate. Mie îmi lipsește doar timpul, pentru că în rest fac absolut pe toate singură, platformele. Exact, singură tot ce am de făcut și asta pentru că, 1, sunt perfecționistă, 2, mi-ar fi mult mai greu atunci când eu consider că trebuie să am un anumit tip de conținut, să fac pozele, să le trimit cuiva și să-i trimit textul sau să las să pună un text care nu mi se potrivește. Care nu, exact. Acum, uite că tu ești în radio și după mulți ani de TV înțelegi foarte bine cumva diferența asta. Unde e mai bine? Unde e mai frumos? Eu nu aș putea să aleg. Tocmai de aceea nu am făcut-o. Mi-a păstrat și radio, mi-a păstrat și porțiunea de televiziune. Mi-este foarte greu să aleg. De 3 ani am descoperit în radio o altă poveste. Mi-am construit un alt fel de personaj. Am învățat că indiferent câte exerciții de dicție aș fi făcut și cât de bine mi-aș controla vocea pentru radio, cel puțin la început, nu era suficient. Bună, Dina, bine ai venit! Bine te-am găsit, îți mulțumesc pentru invitație. Cu mare drag, aici nu suntem cu căștile pe urechi, suntem mai relaxați, nu e ca la radio. Măi, să știi că și la radio atmosfera este foarte relaxată. Știu. E relaxată atmosfera la tine, dar este la fel de relaxată și la radio, pentru că atunci când știi că ți se aude doar vocea, mi se întâmplă asta des cu invitații mei, nu mai ești la fel de stresat de ce grimase faci. Eu venind din televiziune de atâția ani, eu mă simt mult mai bine atunci când sunt și filmată. Dar am mulți invitați care spun, ce bine că nu ne vedem. Totuși, la radio este mai relaxat. Dar și radio, acum, uite că tu ești în radio și după mulți ani de TV, înțelegi foarte bine cumva diferența asta. Unde e mai bine? Unde e mai frumos? Eu nu aș putea să aleg. Tocmai de aceea nu am făcut-o. Mi-am păstrat și radio, mi-am păstrat și porțiunea de televiziune. Mi-este foarte greu să aleg. De 3 ani am descoperit în radio o altă poveste. Mi-am construit un alt fel de personaj. Am învățat că indiferent câte exerciții de dicție aș fi făcut și cât de bine mi-aș controla vocea pentru radio, cel puțin la început, nu era suficient. Mi-am dat seama că televizorul te ajută să-ți maschezi foarte multe probleme pe care le-ai putea avea cu vocea, prin gestică, prin mimică și așa mai departe. Și am învățat că cele două se delimitează într-un punct așa esențial. Îmi plac amândouă la fel de mult. Și n-aș renunța la niciuna, pentru nimic în lume. Nu. Și nici nu poți să alegi care e mai frumos. Îmi place în egală măsură să înregistrez pentru rubrica mea pe care o am în emisiunea Vorbește Lumea de la ProTV. În aceeași măsură sunt fericită că intervievez oameni în cadrul emisiunii mele de la radio, de la Smart, care se numește Trăiește Smart. Sunt om de direct. Da. Însă îmi place și varianta de înregistrare.
Mi-e greu, nu, n-aș alege. N-aș alege. Dar tu, în același timp, ești un om și foarte divers, când spun și când mă refer la partea profesională. Și de ce spun asta? Pentru că tu ai început în televiziune, iată, acum faci radio, dar tu, la bază, tu ai făcut niște regie. Am făcut regie, da. Mai sunt niște lucruri și... acolo și ai pornit. Ce îmi place foarte tare este că ai luat-o și pas cu pas în televiziune. Adică ai pornit de la... Old school. Exact, exact. Realizator, moderator... Am trecut prin toate etapele. Și pe teren ai fost puțin. Da, da, da. Le-ai luat la rând. Dar partea cea mai interesantă este asta de regie pe care ai făcut-o. Prima facultate pe care am făcut-o a fost ASEUL. Studii economice în limbi străine, acum se numește FABIS. Am studiat la ASE în limba engleză, pentru că nu aveam vreo fiță din asta la momentul respectiv, ci îmi doream școli de publicitate în afara țării. Aproape de noi era Anglia și ar fi fost logic să mă duc și să fac mai departe acolo niște școli de publicitate. Însă, la un moment dat m-a furat televiziunea, nu am mai putut să performez la școală la nivelul la care să primesc o bursă să mă duc să studiez în Anglia la o școală de genul acesta. Ar fi însemnat să renunț la televiziune și la bănuții pe care începusem să-mi fac banii de buzunar, da, pentru că era reconfortant ca și tânăr să faci lucrul acesta, să fii independent. Și a trebuit să mă gândesc dacă renunț la povestea asta pe care o începusem cu televiziunea și îmi plătesc din buzunar eventual sau măcar parțial studiile afară. Se știe că Anglia nu este deloc din punctul ăsta de vedere super permisivă. Este foarte scumpă chiar. Așa că nu am continuat cu visul acesta. Mi-am terminat facultatea, am făcut un master în business administration tot aici în ASE și m-am dus pe marketing, m-am specializat pe marketing și iată că după ani de zile îmi folosește experiența de acolo pentru a mă marketiza pe mine. Da, exact. Nu m-aș fi gândit niciodată. Exact. Iar... Au venit la pachet așa toate, exact. Știi? S-au îmbinat foarte bine. S-au îmbinat frumos, am avut noroc, nu știu, Dumnezeu așa a ales lucrurile pentru mine, cred că a văzut așa cam ce-mi doresc și a zis, stai puțin. Mai stai puțin. mai ai puțină răbdare. Da. Iar la regie cumva a fost mai simplu, pentru că deja am terminasem studiile, terminasem facultatea, masterul, lucram în televiziune și am făcut cea de-a doua facultate nu pentru că trebuia să am o facultate, ci pentru că am simțit nevoia să învăț mai multe lucruri, să învăț ce se întâmplă în spatele camerelor, să învăț să mă joc pe o anumită bucățică. Ai vrut să completezi un pic... Exact. Deja nu mai exista presiunea, dar ce ar spune mama mea dacă nu fac o facultate? Deloc. Am făcut-o de drag, mi-a plăcut foarte mult această facultate și zilele noastre mă ajută în continuare și se îmbină cu marketingul exact. Pe care l-am studiat. Se îmbină toate. La tine s-au completat foarte bine, s-au îmbinat foarte bine. Că iată, tu ai intrat în televiziune, câți ani aveai? Am intrat în televiziune în jurul vârstei de 18 ani. Aveam 18 ani și un pic la Teleurobingo Show. Am fost la un casting. Eram la EMRA, la agenția lui Liviu Ionescu, cea mai mare și cea mai serioasă agenție de la noi, de la 15 ani și jumătate. Și la un moment dat am fost la un casting la Teleurobingo, am luat acel casting și am rămas în televiziune urcând, așa cum spuneai și tu, fiecare... diferite, da, fiecare treaptă. Am învățat, după aceea împreună cu Carmen Brumă am fost la Noaptea târziu cu Ciabadea. Exact. Eram asistentele lui și ale lui Oreste, exact cum erau fetele din show-ul lui Letterman. Cam aceea era ideea. De acolo a pornit ideea și ceea ce nu știa lumea la momentul respectiv este și faptul că noi am devenit și redactori și alături de ceilalți redactori de la care am învățat foarte multe lucruri, am învățat să facem un pre-interviu, să vă documentați, invităm, exact, toate să facem cele... reportaje, să sunăm invitații și să vedem cum discutăm cu ei pentru a convinge să vină la emisiune la o anumită oră și așa mai departe. Da, toți pașii ăștia sunt... Asta mi-a plăcut foarte tare, că ai luat fiecare chestie, fiecare bucățică ai testat-o, ai luat-o, ai gustat-o, știi? Știi despre fiecare lucru în parte și mai rar întâlnești oameni care să le știe pe
Cred că asta, cumva rigoarea asta mi se trage și din familie. Uh-huh. Am învățat-o cumva sau am preluat-o de la mama mea, care este o tipă foarte organizată și cred că mi se și potrivește. Nu știu, ca și zodie sunt Capricorn. Se spune că, pentru cei care cred în zodii, așa. Welcome to the club. Am înțeles, gata. E gata. Acum e totul e clar. Am înțeles. Da. Și cu peria și ce vorbeam noi înainte, e perfect. Da. Deci știi, nu trebuie să-ți mai spun. Noi ne prindem perile în păr, de aia ne ducem la coafor. Ții care știu să țină peria exact, în mână. Exact, e mult mai bine așa. Dacă ar fi să ți se dea o emisiune pe mână, care să ți se potrivească, evident, ai alege să fii moderatorul, să o prezinți sau să stai la butoane? Că acum tu știi de ambele părți. Și e interesant să văd unde te-ai simți mai... Cred că în fața camerelor. Uh-huh. Deși mă simt la fel de bine și atunci când editez materiale video pentru alții. Uh-huh. Cred că în fața camerelor, în momentul acesta al vieții mele, pentru că eu zic că mă descurc ceva mai bine decât în spatele camerelor. Acolo probabil aș mai avea nevoie de niște experiență, deși aș putea să mă descurc. Deși îți place la butoane. Îmi place și la butoane, dar îmi place să fiu în fața camerelor, pentru că există acea obișnuință pe care o am de mică. Am 39 de ani, vorbim de 21 de ani de televiziune. Uh-huh. Și mai mult decât atât, povestea mea cu televiziunea a început atunci când aveam 7 ani și m-am dus la un cast la TVR. Așa. Și de fapt este impropriu spus, am fost la un casting. Vecina mamei mele lucra, vecina de palier lucra la TVR și la un moment dat mama, nu știu ce gătea, ce făcea și a zis, ia-o și pe Adina să viziteze TVR-ul împreună cu fiica dumneai. Și așa am ajuns în televiziunea română, unde se înregistra în studioul 2, parcă un studio imens, unde era mititică, se trăgea Cântarea României. Și copiii recitau poezii. Wow, iar eu știam o tonă de poezii. Dus. Exact. Nu cu Ceaușescu la momentul normal respectiv, dar urma să învăț. Și le-a plăcut celor din regie de mine, au văzut, dar tu știi poezii? Da, dar nu și mi-au zis, ia, pune pe asta mică să dea o probă. Pune acolo. Exact. Și când am venit, vecina i-a zis mamei, uite, Adina, ce-ar fi dacă, ce să, cu Cântarea României. Și mi-a zis, zice, va recita poezii. Da, tuturor. Aha. Și așa am ajuns la Cântarea României. Trebuie să mărturisesc faptul că la Revoluție aveam 9 ani. Da. Eram deja pe val la Cântarea României. Eram, da, deci, cred și eu, erai printre ăia cu experiență de... Exact, da, da, exact. Da. Îmi plăcea să port... Eram o mică comunistă, îți spun. Îmi plăcea să port... Dacă toți am trecut pe acolo, ce să facem? Eram comandant de detașament. Aveam firul acela galben și eram și locuitor pe unitate, deși eram la o vârstă destul de mică. Mamă, nu mai încăpeam în piele. Mamă, era colonelul șef. M-a distrus Revoluția, crede-mă. Toată lumea la Revoluție. Ți-a luat jobul. Da, toți erau, hei, am terminat cu uniforme, a venit Revoluția, suntem liberi. Ce? Eu eram toată supărată. Și mama m-a întrebat, dar ce ți se întâmplă? Și am zis, mamă, mi-a fost distrusă ascensiunea. Adică deja eu mă visam, nu știu. Eram, pe o carieră omul în asta, da, nu? Da, deci am fost tare supărată. Am avut parte și de niște bullying la școală, imediat în perioada următoare. Pentru că tu... Exact. Da. Însă acolo cred că am avut noroc că eram... Și în timpul liber eram băiețel. Da, 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 știu, și știu, în vacanțe. Cunosc. Exact. Adică dacă voiai să vorbești cu mine, trebuia să mă cauți printr-o livadă prin copaci. Așa, da, că da, 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 am știut repede să mă reorganizez și am rămas cumva șefa clasei în continuare, că, na, ce să faci? Adică se schimbase sistemul, dar șefii... Da, dar vezi, ți-ai găsit repede locul. Adică ți-ai căutat unde, da, care, cum, ce, da, trebuie să faci aici, să fii, exact, să, exact, fii liderul. Adevărul e că la momentul respectiv era simplu, că erai ales lider dacă învățai bine, iar eu la povestea, da, aceasta am excelat. Suntem deja de câțiva ani buni orientați foarte mult către internet, online și totul se întâmplă acolo. Și cu toate astea, televiziunea este în continuare un reper, este și radio, mai nou dacă știi ce să faci la radio, pentru că nu, da, neapărat toate mai funcționează. Ești și tu și cu un picior în internet, în online. Da.
acopăr și baza aceasta. Într-adevăr, televiziunea este lider în continuare. Radioul, după cum arată târgurile de profil de afară, la care ne uităm cu toții din domeniu, este în creștere, iar social media este deja, nu mai este un fenomen, este o industrie în sine, o bucată mare din media care este în continuă expansiune și mi se pare normal, dacă vrei să activezi în zona aceasta a imaginii, să fii cu expunerea și în partea asta social media. Dar cum le împarți? Că acum, știi, aici este, pentru că publicul este diferit. Un public ai la televizor, un public ai în social media online și altceva este la radio. Există două direcții. Dacă vrei să faci toate aceste lucruri, poți să îți angajezi niște oameni care se pricep la fiecare dintre aceste bucățele în parte. Dacă nu ai banii să faci lucrul acesta, te focusezi pe ceva anume. Uite, vreau să fac mai mult social media și atunci te preocupi, faci analize, faci absolut tot ce se poate conținut exact conform la ceea ce îți spune analytics-ul că ai avea tu acolo public. Depinde foarte mult. În cazul meu, lucrurile nu sunt atât de complicate. Mie îmi lipsește doar timpul, pentru că în rest fac absolut pe toate singură, platformele. Exact, singură tot ce am de făcut și asta pentru că, unu, sunt perfecționistă, doi, mi-ar fi mult mai greu atunci când eu consider că trebuie să am un anumit tip de conținut, să fac pozele, să le trimit cuiva și să-i trimit textul sau să las să pune un text care nu mi se potrivește. Exact. Și atunci prefer, chiar dacă zilele mele de muncă nu se termină așa cum se întâmplă în cazul multor oameni, ci stau uneori chiar și 14 ore, mi-am calculat într-o zi 14 ore cu telefonul în mână, pentru că între timp am devenit și organizator de evenimente și fac mai multe lucruri. La fel, tot așa, perfecționistă. Câte ore dormi pe noapte? Adică... Din păcate, și nu sunt un exemplu bun, în ultimul timp, Fitbit-ul la care astăzi am renunțat, îmi arată undeva pe la 4 ore și jumătate. Este insuficient, nu este bine, nu recomand nimănui să facă lucrul acesta, dar este o perioadă. Bine, așa ne spunem cu toți, este o perioadă. Da, te înțeleg perfect. Suntem... Știi cum este? Eu dorm cu laptopul. Copil. Da. Dimineața trebuie să pregătești copilul. Da, cineva între noi, copilul exact. E copil, laptopul e laptop, este timpul și timpul pentru copil trebuie să existe și așa mai departe. Da. Ne consumă foarte mult timp, într-adevăr, dar... Acum, știi, mai ales pentru că le atingi pe toate și tu ești acolo cu toate. Acum, generația asta tânără, după care, până la urmă, cu toții aspirăm, pentru că, știi, vrei să-i atragi pe ei acolo, pentru că pe ei crești odată cu tot ceea ce faci tu și tu în același timp trebuie să rămâi fresh și conectat ca să știi toate lucrurile astea noi, să rămâi în vizorul lor și este foarte complicat să te aliniezi cu toate lucrurile astea în ziua de astăzi, știi? În care este și totul pe repede, știi? Este complicat dacă vrei într-adevăr lucrurile să fie bine făcute. Pot fi făcute și la un nivel mai scăzut, dar dacă vrei ca lucrurile să fie bine făcute, ai nevoie de mai mult timp, iar o ziua are doar 24 de ore. Ideea este că este sănătos, dacă vrei să lucrezi în domeniul acesta, să acoperi social media, poate să adaugi televiziune, să adaugi și radio. Uite, cum se întâmplă în cazul meu, că ți-am spus, am rubrică la TV, sunt la radio, sunt pe toate rețelele de socializare, postez de două ori pe zi, am blogul unde, iată că nu apuc să în fiecare zi, cum ar trebui. Exact. Nu poți să faci toate lucrurile perfect, poți să le faci pe bucățele bine, așa cum trebuie. Dar cumva, dacă vrei să activezi în zona asta, trebuie să-ți asumi că asta este realitatea ta. Ți-ai făcut o poză și o postezi pentru că oamenii de acolo vor să vadă ce faci tu la ora asta sau se întreabă de ce nu ai postat. Mie mi s-a întâmplat să nu postez 24 de ore și să primesc mesaje ce ți s-a care sunt întrebată dacă sunt ok. M-a flatat extraordinar povestea asta, m-a impresionat. N-am putut să cred că oamenii așteptau ca eu să postez. A fost pentru mine și este în continuare extraordinar de măgulitor. Poate că cine intră, nu știu, pe Instagramul meu, zice, bine, fata asta, nu știu, afișează nu știu ce poze, totul bine și frumos, ce culori frumoase și așa mai departe, nu are niciun fel de problemă.
Dar faptul că sunt niște oameni care își dau seama că tu acolo expui o poveste și se gândesc că astăzi nu le-ai pus povestea și se gândesc că poate tu în viața ta reală ai vreo problemă, este măgulitor, într-adevăr. Este. E că se gândesc că ce s-a întâmplat și de ce nu e acolo și... Da. Acum depinde și cum unde te situezi și cum te adresezi publicului tău. Sunt persoane care fac numai asta și fac extraordinar de bine lucrul acesta. Se ocupă de Instagram și creează conținut extraordinar de bine și la noi în România. Pentru că focusul este numai pe așa ceva. Exact. Așa e. Până la urmă trebuie să te gândești care este scopul. Targetul tău, care este scopul tău, care este targetul tău pe fiecare dintre aceste medii și unde monetizezi, că până la urmă despre asta vorbim. Adică atunci când plătim apa, ce să vezi, nu o plătim în poze. Da. Spuneai de radio că este în ascensiune. Dar a fost la un moment dat și într-o cădere, așa. A fost un declin, da. Și dintr-o dată s-au ridicat niște posturi cu niște emisiuni foarte bune și cred că a ajutat foarte mult și venirea acestui podcast. Da, știi? Categoric. Cred că l-a ridicat foarte mult, l-a ajutat pe radio, știi, să revină din nou și să stai să asculți, să ai plăcerea aia, să asculți niște oameni care vorbesc, care povestesc, care spun ceva. Și emisiunea ta Trăiește Smart este foarte interesantă, pentru că acolo Mulțumesc. Și faci aceeași chestie, aduci niște oameni care probabil prima dată te inspiră pe tine, că da, categoric. Ție trebuie să-ți spună ceva ca să-l aduci. Mie așa mi se pare că e o combinație, e un podcast cu radio care mai adaugă și niște muzică și mai vine și o reclamă, știi? Asta așa și dorit să fie și Trăiește Smart este cumva o filozofie care nu-și propune să ofere oamenilor sfaturi de viață, nutriție, sănătate și așa mai departe pe tonul asta trebuie să faceți pentru că altfel veți avea probleme. Este mai mult o expunere a ceea ce tu ai în jurul tău și a ceea ce tu poți să alegi conștient. Dacă îți dorești într-o vacanță să mănânci 3 înghețate într-o zi, e perfect, fă lucrul acesta dacă te face să te simți fericit, dar eu sunt aici să spun că zahărul în exces poate să-ți creeze problemele astea. Și astea, dacă ai nu știu ce probleme de sănătate, s-ar putea să nu-ți facă bine și așa mai departe. Este vorba de a face alegeri conștiente și asumate. Și atunci, în toată povestea asta, se potrivesc foarte bine oamenii care, așa cum spuneai, mă inspiră. Care și ei, ca și mine, nu sunt perfecți din punctul... Nu sunt mai catolici decât papa. Exact. De fapt, despre asta este vorba. Și nu sunt neapărat nici doctori care să vină să explice bucățică cu bucățică. Exact, iar specialiștii pe care i-am invitați, doctorii care vin în emisiune și sunt invitați, îmi răspund la toate temerile mele pe care le are omul care mă ascultă. Le filtrezi care... tu, exact, știi? Exact. Și din toate astea câte faci tu, ce facem cu Serghei? Unde cu mai Serghei? Serghei este peste tot. E peste tot? Da, este peste tot. Serghei este un băiețel minunat, este blânduț și bunuț și nu pentru că este copilul meu, dar chiar e un tip de treabă și mi-am dat seama de lucrul acesta atunci când prieteni de-ai noștri necăsătoriți sau care nu au de gând să facă neapărat copii, mă sună și îmi zic că vrem și noi cu fit un parc. Hai că să ne sună și pe noi când ieși că vrem și împrumut? Da. Nu genul, să iasă și cu noi. Adică, da. Am crezut că poți să-l dai. Am avut și niște prieteni care au zis Daniel un pic aș vrea să vedem cum e. Ies cu Serghei în parc, poate a găsit ceva, dar nu l-am dat pe copil. A fost ok. Dar am prieteni care zic Doamne, mâine eu aș face copil dacă ar ieși atât de cumințel cum este cum Serghei. Cum este al tău. Da. Mamă, dar cu cine seamănă așa blânduț? Așa? Da. Da, e... Ești norocoasă, ce să zic, că dacă tu ești așa, sunt norocoasă. Trebuia să ai și jumătatea aia. Eu sunt așa atunci când trebuie, dar așa la bază îmi place povestea asta cu armonia, pe relaxare. Da. Numărul 3 bănuiesc că e perfect. Da. Nu, da. Ca să nu pun întrebarea banală, știi? Da. Numărul 3 e perfect. Numărul 3, da. Da, și mie îmi place numărul. Frățior. Am înțeles, dar mă ziceam că... Frățior surioare a cerut? Mai sincer, să fiu emoțional, ar mai avea loc.
și numărul 4, însă... Emoțional la cine? La tine sau la el? La toți trei. Am înțeles, de că acum. E o diferență. Da, nu, toți da? Ne dorim... Doar că... Doar că nu știu dacă ar mai fi acum momentul. Adică mă gândesc că de data asta fac alegeri conștiente și mă gândesc că până m-aș hotărâ, aș face copilul, aș naște, aș avea, nu știu, 40 de ani. Se face Serghei mare. Ideea este că eu am stat cu Serghei 2 ani și 2 luni în brațe. Oh. Vorba vine în brațe. Da, da, da. Am gătit cu el în brațe. Ai am ieșit cu el acasă. Am stat cu el acasă. Înțeleg. Și am ieșit din toate activitățile pe care le făceam pentru că mi-am dorit să mă dedic lui total. Nu zic că e bine sau e rău, dar asta am făcut, asta am simțit și atunci am simțit la un al doilea copil să fac același lucru. Adică n-aș vrea să îl vitregesc pe al doilea, să nu fiu la fel. Și nu la vârsta asta nu mai am 2 ani și ca eu să mă retrag din toate activitățile și după aceea să mă întorc să zic, hei, sunt aici și lumea nu mă așteaptă pe mine. Da. Nu mă așteaptă nici televiziunea, nu mă așteaptă nici radioul, nu mă așteaptă nici lumea asta minunată care îmi scrie în social media. Sunt generații care vin din urmă și care vin cu un conținut extraordinar de frumos. Bineînțeles că pot să mă duc și să-mi transform conținutul și să mă duc în zona de mama cu 2 copii. Ar fi minunată și povestea asta. O poveste superbă. Dar e altceva. Da, da. Este altceva și nu știu dacă se potrivește neapărat stilului meu. Și nu cred că mă așteaptă nimeni. Ce-și mai mult? Instagram sau Facebook? Instagram. Categoric. Da. Instagram, da. Și mi-ar plăcea să fiu și mai mult YouTube. YouTube sunt destul de puțin pentru că la fel nu am timp să creez conținutul. Însă aici mă ajută faptul că îmi urc rubricile mele de la radio, îmi urc rubricile de la TV și atunci cumva compensez. Sunt prezentă. Da, sunt prezentă acolo. Ce înseamnă lux? Lux. În general, ceea ce nu prea îți poți permite, în mod normal. Timpul este cel mai mare lux. Și știi, noi oamenii avem senzația că luxul este ceva de neatins. În afară de mașinile super scumpe, iachturile super scumpe și hotelurile la care nu poți să stai pentru că, nu știu, costă foarte mult pe noapte, sunt multe alte lucruri care pot fi încadrate la categoria lux, dar pe care ni le putem permite. Acum depinde ce ne dorim. Corect, corect. Poate fi vorba, așa cum spuneam, de timp, poate fi vorba de gadget, poate să fie vorba despre o masă la un restaurant extraordinar, pe care la un moment dat să ți-o permiți dacă renunți la multe alte lucruri. Și povestea asta cu luxul este... cu du-te vino. Îmi place să folosesc termenul de value for money. Sunt de acord să plătesc un preț mare pentru niște lucruri dacă eu consider că într-adevăr au valoare pentru mine. Ai nevoie de ele. Sunt bani aruncați pe fereastră, da. Și sărăcie? Sărăcie e trist. Pentru mine sărăcia înseamnă tristețe, pentru că mulți oameni sunt săraci fără să fie vina lor. Și avem parte de multă sărăcie, nu numai în România, și aici mă refer la mediul rural în preponderență. Și dacă ne uităm, deschidem CNN-ul și vedem ce este afară, ne îngrozim. Da, nu suntem numai noi la săraci. Exact, exact. Asta e clar. Da. Mai sunt alții și mai și. Tocmai de asta chiar îi mulțumesc lui Dumnezeu în fiecare zi pentru faptul că m-am născut într-o țară ca asta, într-un loc ca cel în care m-am născut, din niște părinți ok, că am cunoscut oameni ok, că sunt un om normal, fără probleme existențiale. Faptul că nu am aceste probleme existențiale, faptul că am un acoperiș deasupra capului, faptul că nu îmi fac probleme dacă mi-e frig sau dacă am ce să îmbrac sau dacă are copilul meu ce să mănânce, mi se pare că este o binecuvântare. Și în general, noi oamenii cam le luăm așa de-a gata, nu ne dăm seama. Ți se par banale, dar nu sunt. Nu, că până nu la urmă sunt. Cred că sărăcia mă întristează foarte tare, foarte tare. Și mă frustrează faptul că oricând mi-aș dori și cât de sufletist aș fi, nu pot să ajut pe toată lumea așa cum mi-aș dori. Dacă ar fi să fii numărul 1 în lume la ceea ce faci? Ar fi tare complicat. Cum te-ai comporta? M-aș comporta exact la fel. Aș fi... Crezi? Da. Tu acum stai de vorbă cu copilul acela care se cățăra în copaci. Nu m-a schimbat nimic de la acel moment. Simt aceeași bucurie și același tip de energie
Și am mai învățat, nu știu, am învățat să am grijă unde pun piciorul, să nu cad de tot, de sus. Însă sunt la fel, nu simt că m-am schimbat. Superb. Și probabil nu m-aș schimba nici atunci. Însă nu-mi doresc să fiu numărul 1 în lume. Nu? Nu mi-aș dori niciodată. Îmi doresc să fiu middle class, tot timpul. De ce? În orice fac. De ce? Mai puțin în familia mea, unde doresc să fiu pe primul loc pentru ai mei. Da. Atât. Dar de ce n-ai vrea să fii numărul 1? Mi se pare o responsabilitate foarte mare. Mi se pare că atragi niște invidii, chiar dacă nu vrei să le atragi. Toți oamenii, deja nu știi dacă oamenii te iubesc pe tine pentru că ești acel copil care se cațără în copaci sau pentru că ai succes. Ai fi tot și timpul fără stresat. Și fără să vrei, fără să-ți dai seama, nu mai ai aceeași viață totuși. Nu mai ai, cu siguranță nu mai ai aceeași viață, plus că ai trăi într-un glob de sticlă. Ai fi tot timpul stresat, unde sunt copiii, dacă îi amenință cineva, dacă îi răpește pentru răscumpărare, dacă nu știu, o grămadă de lucruri pe care le vedem în filme, care de fapt se întâmplă în realitate altora. Așa că, nu, mie îmi place... Așa, cu oamenii mei. Nu, că îmi place, cum ai spus, middle class. Da, să fim foarte middle frumos class. Răspunsul. Cred că, până la urmă, cred că mă definește echilibrul. E ok să avem așa câte un accent. Uite, cât de echilibrată sunt eu, la un moment dat m-am aruncat cu parașuta de la 4200 de metri. Bine, nu m-am dus așa singură, m-am aruncat cu parașuta. M-am aruncat cu un tandem, cu un instructor. Dar când mergeam înspre locul respectiv cu prietenii, eu mergeam să sară ei, nu m-am dus să sar eu. Și acolo m-am gândit că totuși, având frică de înălțime, te-ai răzgândit. Ar fi bine să o înving. Și ăla a fost momentul. E normal să ai tot felul de nebunii sau nu știu, poate că într-o zi am trecut pe lângă un magazin, mai mică fiind, și toți banii pe care îi luasem la momentul respectiv, îi scosesem de pe card, i-am dat pe o pereche de pantofi. Mama m-a înțeles, a fost ok și m-a susținut și mi-a dat să mănânc. Exact. Dar câteodată simt nevoia să fac lucruri de genul acesta, dar le apreciez tocmai pentru că sunt middle class și îmi doresc să fiu, să rămân în echilibru. Fain. Ce n-ar trebui să spună o femeie despre ea niciodată? Oh, cred că sunt nenumărate lucruri. Să îi spună iubitului sau... Că dacă ar fi să-i spună iubitului... Așa, nu știu, ar fi frumos din punctul meu de vedere să își păstreze criticile la adresa ei pentru ea. Sau să le exprime într-un mod simpatic și ironic. Pentru că atunci când încep să-și sublinieze defectele în fața altora, fie că vorbim despre iubii, fie că vorbim despre prieteni sau persoane necunoscute, acele defecte, care poate până atunci nu erau remarcate, devin reale. Da. Așa că ar trebui să... Și mai evidente, știi? Exact. Ar trebui să fie fericită cu ce reprezintă ea ca persoană, să-și sublinieze acolo în minte ce ar avea de îmbunătățit, și să lucreze în sensul ăsta, dar să nu se trezească, spună celorlalți, a, păi da, eu sunt, nu știu, am nasul nu știu cum și nu suport. Și este frustrarea. Poate în zilele noastre oricum, orice ai avea se poate rezolva. Deci da, nu, da, nu. Da, exact. Și succes? Ce înseamnă succes pentru tine? Succesul pentru mine înseamnă să fiu fericită. Înseamnă să fiu fericită cu activitatea mea, să fiu fericită cu faptul că am o familie frumoasă și sunt mulțumită atunci când sunt acasă. Pentru mine asta înseamnă succesul, pentru că sunt mulți oameni care au succes la serviciu, dar care nu mai au timp de viața personală. Pentru mine asta înseamnă să am succes, să le îmbin pe toate, să Serghei să nu simtă lipsa mea, de Serghei să mă pot ocupa dimineața, să pot să-i verific temele, să pot să vorbesc cu el la telefon, să pot să-mi fac cu el rugăciunea de seară împreună cu el și cu tatălui, să toate lucrurile astea pentru mine înseamnă că am succes. Succesul e așa o poveste care trebuie să existe în toate aspectele vieții. Pentru mine așa e. Altfel a simțit doar că, bun, mă descurc bine profesional și atât. Și restul? Unde e restul, știi? Da. Pentru mine e importantă armonia asta, armonia din familie, armonia de la locul de muncă, chiar atunci când ești pe fugă și poate că toți cei din echipa ta nu pici pe aceeași lungime de undă, nu aveți aceeași idee, chiar și atunci apreciez armonia în a-ți expune ideile, chiar dacă nu sunt pe placul celorlalți. Foarte tare. Tu chiar trăiești smart.
încerc din suflet. Îmi ascult emisiunea. Da? Da, chiar învăț multe de la cei pe care intervievezi. Foarte tare. Și atunci când simt că, nu știu, cumva ceva mă nemulțumește, mă gândesc, meditez, contemplez și rezolv de acolo, de la rădăcină lucrurile. Bravo. Mulțumesc că ai venit, a fost foarte interesant. Mulțumesc că m-ai invitat. Am avut alte răspunsuri, știi? Foarte interesant. Mă și bucur. Și am să le țin minte. Îți doresc succes, armonie mai degrabă. Îți mulțumesc din suflet și ție la și fel. Și să trăiești smart. Mie îmi place. Asta le doresc asta tuturor cu... celor din jurul meu, pentru că am avut și eu perioadele mele în care nu am trăit deloc smart. A, toți am trecut pe acolo. Da. Dar știi cum? Când, în ziua în care am făcut 30 de ani, mi s-a ridicat așa un văl de pe ochi și am zis, asta era. Și atunci am început să îmbunătățez lucruri. Deci 30 este... Da. 30 a fost magic. Acolo se întâmplă acolo lucrurile, fost, da. Lucrurile, la mine știi? Acolo s-a întâmplat. Stai să vezi la 40. Mai am puțin. În ianuarie, pe 17 ianuarie mai ai puțin. 2020. Că zice că și acolo se mai ridică un vol. Să se ridice. Cine știe ce mai așteaptă? Doamne ajută. Mulțumesc. Îți mulțumesc din suflet. Cu drag, cu drag.